Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Elena Băncilă și vă prezint o ediție specială. Astăzi se împlinesc 28 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Sute de familii își mai plâng și astăzi soții, fiii sau frații care nu s-au mai întors de pe câmpul de luptă. Ca în fiecare an, în capitală vor avea loc manifestări de comemorare. Începând cu ora 9 în Piața Maria Dunăr Națională, urmează să aibă loc un miting de protest organizat de Consiliul Național al Veteranilor de Război. Ulterior, în jurul orei 11, vor avea loc manifestări de comemorare și la Complexul Memorial Eternitate. În războiul din 1992 au participat aproximativ 30.000 de persoane, militari, polițiști și voluntari. Datele oficiale arată că aproximativ 300 dintre aceștia și-au pierdut viața, alții 3.500 au rămas invalizi, iar 10 de persoane sunt date dispărute. Războiul s-a încheiat oficial la 21 iulie 1992, când președinții Rusiei, Boris Eltsin, și Republicii Moldova, Mircea Snegur, au semnat la Moscova acordul de încetare a focului. Nici până acum Chișinăul și Tiraspolul nu au ajuns la un consens în ceea ce privește statutul regiunii transnistrene, iar Rusia refuză să-și retragă armata a 14-a din regiune. Așadar, de dimineață, veterani din întreaga țară s-au adunat în Piața Maria Dunăr Națională pentru a-și cere cele 16 revendicări depuse la Cancelaria de Stat a Guvernului. Ei cer majorarea indemnizațiilor, polițe de asigurare, dar și o zi a recunoștinței față de cei care au fost pe câmpul de luptă. La evenimentul de protest se află și colega mea, Daniela Osipov, care ne va spune cum se desfășoară acțiunile în acest moment. Daniela, bună ziua! Te ascultăm cu atenție! Bună ziua, Elena! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Acțiunea are loc în contextul Zilei Memoriei. Veteranii cer autorităților indemnizații lunare mai mari, tratament de reabilitare gratuit o dată pe an, credite nerambursabile pentru construcția locuințelor, dar și medicamente compensate pentru ei și membrii familiilor. În același timp, ei solicită ca să ofere 50% în compensarea facturilor de 50%, acordarea unei pensii lunare de 1700 de lei, dar și premii bănești în ajunul zilelor de 23 februarie, 2 martie și 27 august. Acum 3 zile, ministrul apărării Victor Gaiciuc a anunțat în cadrul unei ședințe a Consiliului Național pentru Veteranii de Război că circa 5.000 de veterani vor primi polițe de asigurare medicală gratuită, iar lista serviciilor de reabilitare va fi extinsă. La fel, ministrul a declarat că au fost alocate 650.000 de lei pentru suplinirea locurilor de muncă, locurilor în centrul de reabilitare, dar și pentru mărirea subvențiilor pentru văduve. De ziua memoriei sunt comemorați ostașii căzuți pe câmpul de luptă în conflictul din 1992 pentru apărarea independenței și integrității țării. În conflictele de luptă au căzut 350 de combatanți și 400 de civili, iar câteva sute de oameni au fost răniți. Atât de aici, la revedere! Daniela, îți mulțumim pentru informații. Între timp, la memorialul Maica Îndurerată vin foști participanți la luptele de acum 28 de ani de pe Nistru, precum și rudele acestora, pentru a cinsti memoria celor care au apărat cu prețul vieței independența Republicii Moldova. Vom lua legătura în aceste momente cu colega mea, Marina Dolgher, care se află acolo și ne spune mai multe detalii. Marina, bună ziua! Te ascultăm! Bun găsit! Tradițional, la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate din Chișinău, în amintirea eroilor căzuți la datorie pe câmpul de luptă în 1992, se va vorbi despre importanța păstrării memoriei celor căzuți la datorie pentru integritatea țării și se va ține un minut de reculegere. Astfel, veteranii, dar și soțiile rămase fără soți, își amintesc cu durere acea perioadă. Evenimentul va continua cu depuneri de flori, la fel veteranii vor fi invitați la un prânz ostășesc. În scurt timp aici vor ține discursuri șeful statului, președintele Parlamentului, dar și prim-ministrul Republicii Moldova. În conflictul de pe Nistru au participat peste 30.000 de oameni. În acea perioadă au decedat, potrivit datelor oficiale, în acea perioadă au decedat 300 de persoane, iar alții 3.500 au
au rămas invalizi. Astfel, ziua de 2 martie a fost decretată de autorități drept zi a memoriei. În continuare, vă invităm împreună cu Moldova 1 să urmărim meeting-ul de comemorare care se va desfășura în aceste clipe la Complexul Memorial Eternitate. Marina, îți mulțumim pentru aceste informații. Continuăm ediția specială. Printre participanții la mitingul de comemorare ce se desfășoară la Complexul Memorial Maica Îndurerată este și Victor Catană, general de poliție, omul care cunoaște din propria experiență gustul amar al acelor evenimente. Colega mea, Marina Dorghere, va avea un interviu cu dumnealui. Marina, te ascultăm. Vedem în aceste clipe imagini de la mitingul care se desfășoară acum în centrul capitalei. Vă reamintim că astăzi se împlinesc 28 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Sute de familii își mai plâng și astăzi soții, fiii sau frații, rudele apropiate care nu s-au mai întors de pe câmpul de luptă. În fiecare an, tradițional, în capitală au loc manifestări de comemorare. Acestea au început la ora 9 în Piața Marii Adunări Naționale. În scurt timp urmează să aibă loc și un meeting amplu de protest organizat de Consiliul Național al Veteranilor de Război. În jurul orei 11 vor avea loc manifestări de comemorare și la Complexul Memorial Eternitate. În războiul de pe Nistru, în 1992, au participat, potrivit datelor, aproximativ 30.000 de persoane, militari, polițiști și voluntari. Conform datelor oficiale, aproximativ 300 dintre aceștia și-au pierdut viața, alți 3.500 au rămas invalizi, iar zeci de persoane sunt date dispărute. Războiul s-a încheiat oficial în data de 21 iulie anul 1992, atunci când președinții Rusiei, Boris Yeltsin și cel al Republicii Moldova, Mircea Snegur, au semnat la Moscova acordul de încetare a focului. Nici până acum însă Chișinăul și Tiraspolul nu au ajuns la un consens în ceea ce privește statutul regiunii transnistrene. Rusia în continuare refuză să-și retragă armata 14-a din regiune. În aceste clipe vedem imagini din centrul capitalei, mai mulți reprezentanți ai Consiliului Veteranilor, dar și altor organizații s-au adunat pentru a cinsti memoria celor căzuți pe câmpul de luptă, dar și celor care au participat ca și voluntari în războiul de pe Nistru. În scurt timp vor începe și manifestările de comemorare. Reamintim, oamenii de dimineață, de la ora 9, s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale pentru a-și cere revendicările depuse la Cancelarea de Stat a Guvernului. Ready.
chemați. Nu închideți camerele. E primăvară și verdele veșmânt, e pacea care crește din pământ, ce ne-au adus-o cei ce sunt și cei ce astăzi nu mai sunt. E primăvară și florile din câmp sunt dorul care crește din pământ al celor care nu mai sunt, al celor care astăzi sunt. E primăvară și roa ce-a căzut sunt lacrimile care ies din lut a celor care nu mai sunt și a celor care astăzi sunt. Și tot e o țară și un pământ a celor care nu și sunt, și tot e o țară și un popor, iar fiii ei sunt și nu mor. Acum 28 de ani, feciorii țării Moldovei au oprit bărbătește urgia ce se abătuse asupra moșiei. În numele țării le-a fost dat să treacă prin foc, să vadă moartea, să o sfideze, să o oprească. Au luptat bărbătește pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și fapta lor va dăinui. Să fim demni de fapta lor și să o cinstim. Mitingul de comemorare a eroilor căzuți în luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova se declară deschis. Doamnelor și domnilor, îl invităm la microfon pe prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Ion Chicu. Stimați veterani, onorată asistență! 28 de ani de la începutul războiilor pentru suveranitatea, independența și integritatea țării noastre. 28 de ani de când cei mai buni fii ai poporului nostru au lăsat familiile, părinții, copiii, soțiile și au plecat să confrunte la Nistru forțe care nu se puteau împăca cu gândul ca moldovenii să aibă statul lor, să fie stăpâni la ei acasă. 300 dintre eroi au rămas pentru totdeauna pe câmpul de luptă. Veșnică amintire celor căzuți. Niciun soldat nu-și dorește război. Niciun om cum se cade nu vrea vărsare de sânge. Vărsările de sânge de tot timpul au fost provocate sau admise de politicieni. Pe de o parte, niște ticăloși care nu se puteau împăca cu faptul că Uniunea Sovietică dispărea și moldovenii doreau să fie popor liber. Pe de altă parte, o clasă politică infantilă, cu trecut leninist, naivi în politică și incapabili să confrunte diplomatic separatismul. Noi, ca și alte republici ex-sovietice, am căzut în capcana în care nu trebuia să ne merim. Războiul de pe Nistru a fost și continuă să fie tragedia poporului nostru. Ceea ce a început la 2 martie 1992 nu s-a terminat în iulie. Atunci a fost doar dezintegrarea teritorială. Provizorie, pentru că țara va fi reintegrată oricât de mult nu s-ar opune unii. De la Tiraspol, de la Chișinău și din alte părți interesate. Da, stimați concetățeni, sunt mai multe părți interesate ca Republica Moldova să rămână dezintegrată teritorial. Dar cel mai mult ce doresc ca noi moldovenii să rămânem scindați și împărțiți în diferite tabere. Când o națiune este scindată, nici armată străină nu trebuie să o cucerești. Până când le reușește. Orice haimana politică își face la noi capital prin subiecte ce scindează oamenii. Foarte puțini ați auzit să vină cu proiecte pentru dezvoltarea țării, pentru oprirea plecării oamenilor. Ați observat cât de mult, stimați veterani, le trebuie să anume în anii electorali? Dispar însă după ce își ating scopurile electorale. Războiul de pe Nistru a fost o tragedie din care noi nu am extras lecțiile necesare. Noi nu avem capacitatea încă să ne unim pentru ceva. Noi de 28 de ani facem diferite tentative de a ne uni împotriva la ceva. Haideți, oameni buni, să schimbăm ceva. Haideți să ne unim pentru a schimba lucrurile spre bine în țară. Sunt economist de profesie și cunosc o leacă și istorie. Nu există exemple multe în istorie când o țară subdezvoltată economic a fost în stare să iasă învingătoare din conflicte de genul celui transnistrean.
este o axiomă pe care noi moldovenii o uităm. Haideți să ne unim în jurul obiectivului de modernizare economică a țării. Haideți să facem Moldova loc de trai de dorit pentru toți, inclusiv pentru cetățenii noștri din Transnistria. Am toată convingerea că o putem face. Străinii cred în viitorul țării noastre mai mult decât noi și sunt gata să investească în economie. Ei cer doar stabilitate politică. Ei cer doar ca moldovenii să fie uniți și să nu să se lase manipulați atât de ușor de ticăloși politici. Oare dacă nu ne lăsăm manipulați atât de ușor de niște indivizi prin 2012, banda chipurile pro-europeană îndrăznea să fură miliardul în 2014? Nu. Îndrăznea oare un individ să pună laba pe unicul aeroport din țară? Nu. Dumneavoastră, atunci când ați fost ridicați de lângă cei dragi să mergeți la război, erați convinși că jertfa dumneavoastră este pentru o țară dezvoltată și un popor puternic. Cu acest ultim gând au plecat din viață eroi rămași pe veci pe câmpul de luptă. După 28 de ani, Moldova nu este ceea ce v-ați dorit. Foarte mulți oameni de ai noștri sunt plecați, pentru că nu mai cred în țara pe care dumneavoastră ați apărat-o cu sânge. Soldații nu-și doresc război, nu ei încep războaiele. Soldații mor pentru ca să termine războaiele. Noi avem război în țară și eu vreau să vă rog să facem front comun pentru a opri această scandală, acest război. Dacă mai continuă, vă spun cu toată cunoștința de cauză, vom pierde țara. Acea țară pe care dumneavoastră ați apărat-o cu arma în mână. Acea țară pentru care au căzut în luptă camarazii dumneavoastră. Vă chem să readucem pacea civică și spiritul de patriotism în rândurile moldovenilor. Dacă nu ne unim, dispărem. Sunt mereu la dispoziția dumneavoastră pentru a acționa împreună pentru obiectivul de unire a moldovenilor. Ajutați-ne să construim în 2-3 ani drumurile din țară, să aducem apă și condiții alimentare de trai în fiecare localitate. Ajutați-ne să readucem moldovenilor încrederea în ei înșiși și în ziua de mâine. Altfel, viitor nu este. Vreau să mulțumesc veteranilor care în mod practic ajută la soluționarea problemelor veteranilor prin intermediul Consiliului Național al Veteranilor. De la ultimele întrevederi pe care i-am avut cu dumneavoastră, stimați veterani, mai multe revendicări de dumneavoastră au fost soluționate, inclusiv va fi oferită polița medicală gratuită pentru veterani care nu sunt temporar angajați în câmpul de muncă. Modificăm hotărârea de guvern 836 pentru a aloca acelor veterani care încă nu au primit suportul respectiv acești bani sub formă de indemnizație. Vreau să vă spun că ne permitem acest lucru pentru că în două luni anului 2020 am reușit să aducem mai multe ordine și la fisc și la vamă. Avem plus 1,2 miliarde lei mai multe acumulări. Acești bani putem să-i orientăm spre soluționarea problemelor, inclusiv al dumneavoastră. Dar sunt convins că cel mai mult vă doriți ca țara să prospere. Eu vă cer ajutorul pentru această cauză nobilă. Pentru o țară prosperă și unită ați luptat, pentru Moldova independentă și dezvoltată au căzut eroii. Veșnică amintire celor căzuți pentru independența și integritatea țării. Anul 1992 ne-a convins încă o dată. Una dintre datoriile noastre sfinte e să fim moșteni, să ne apărăm țara. Onorată asistență, îl invităm la microfon pe ministrul afacerilor interne, domnul Pavel Voicu. Stimate domnule prim-ministru, stimați comandanți, voluntari, colegi, onorată asistență, acum 28 de ani, Republica Moldova a trecut printr-o grea încercare, printr-un pericol la suveranitate și integritatea țării, care a provocat scurgeri de sânge și pierderi de sute de vieți omenești și mii de răniți. Pentru a-și apăra patria, voluntarii și polițiștii au lăsat casa, familiile, copiii, mamele, soțiile și au mers cu arma în mână la Nistru. Ei nu au avut garanție că vor reveni înapoi, căci pe timp de război nimeni nu poate să o ofere. Nu au mers pentru titluri, distincții și laude. Au mers pentru că valoarea neamului a fost mai presus decât orice. Conflictul transnistrean rămâne a fi cea mai tragică pagină în istoria Republicii Moldova, iar ziua de 2 martie este ziua
memoriei, cea în care ne adunăm să cinstim memoria celor eroi ai neamului care au căzut pe câmpul de luptă. Faptul că noi suntem astăzi aici confirmă dictatul care spune: eroii nu se uită. Ține de datoria autorităților statului, a noastră, ca și cetățenilor acestei țări și a întregii societăți, să avem grijă de familie celor căzuți pentru apărarea integrității țării. Vreau să menționez că în ajunul acestei zile am avut o întâlnire cu participanții la acest război, care actualmente mai activează încă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dar și cu veteranii care suferă și astăzi de urmările războiului. Și m-am convins încă o dată că cât de valoroși sunt acești oameni pentru noi și pentru creșterea noilor generații în spiritul sentimentului de patriotism și dragoste de țară. Dragi veterani, purtați și astăzi amintirea tragică a unui război, dar știți cel mai bine să promovați pacea și să cultivați în noi sentimente de apreciere pentru un cer senin astăzi și pentru libertate. Suntem datori să nu admitem repetarea unui asemenea scenarii tragic niciodată și să păstrăm integritatea, independența și statalitatea cu responsabilitate și cinste din generație în generație. Datoria noastră este să le păstrăm memoria, să păstrăm pacea în țara noastră, să nu mai permitem dezlănțuirea unui conflict și să-i ajutorăm pe cei care au rămas schelodiți de urorile acestui război. Din numele echipei Ministerului Afacerilor Interne, mă închin tuturor participanților la acest conflict care și-au onorat datoria față de patrie și îmi exprim aprecierea pentru sacrificiul adus, iar familiilor eroilor care au luptat în acest conflict le doresc liniște și sănătate. Memorie veșnică comandanților căzuți la datorie. Vă mulțumesc! Veteranii acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova sunt un simbol al moralității și purtători ai valorilor care i-au călit. O forță activă care a contribuit la construcția și consolidarea statalității și independenței Republicii Moldova. Îl invităm la microfon pe colonelul în rezervă Anatolie Cociuc, veteran al acțiunilor de luptă de la Nistru, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, în timpul luptelor, comandantul platoului Coșnița. Mulțumesc! Mulți stimați veterani de război, stimate domnului prim-ministru, domnii miniștri, onorată asistență! Eu din toată inima salut prezența tuturor aici și vă doresc multe, multe sănătate. Astăzi noi desfășurăm mitingul, ziua memoriei, ziua când putem să ne aducem aminte despre zilele din 92, despre prietenii noștri care au rămas pe câmpul de luptă, despre greutățile războiului. Așa a fost soarta noastră în 92. Noi am luat arma în mână și ne-am îndeplinit datoria, punându-și viața în pericol. Au trecut 28 de ani. Da, fiecare stat trebuie să aibă grijă de veteranii săi de război proprii. Dar poate în primul rând să aibă grijă de invalizii de război, despre văduvile și familiile celor căzuți și despre tineretul nostru care noi vorbim, că este viitorul nostru. Dacă spunem așa mâna pe inimă și fiecare să răspundă pentru dânsul, noi vorbim uneori de patriotism prea mult. Când ultima dată a stat de vorbă cu elevii, cu studenții, cu niște tineri și le-a spus, le-a povestit ce înseamnă război, care sunt consecințele războiului, care sunt greutățile, ce înseamnă eroism? Dar să spun adevărul, că cu părere de rău, veteranii cunosc și eu cunosc că sunt de aici care spun multe povești, că el a făcut câte 10 misiuni speciale, că el l-a adus pe Smirnov, că el a distrus tancul la Bindieri. Tancul la Bindieri T-64 l-a distrus colonelul Cihodari,
să-i fie lui țărnă ușoară. Cântăț a fugit, el a luat granatomet RPG-7 și cu două focuri de la 400 de metri l-a oprit. Iacă asta e adevărul. Și încă un moment negativ care eu vreau să-l menționez aici. La noi am apărut generali cazași. Trei ofițeri din poliție și unul din armate, organizațiile obștiești, le-au dat grade de generali cazași, nu știu. Și înseamnă asta, poate a venit timpul să facem niște schimbări în lege cu privire la organizațiile obștiești, că n-au dreptul să ofere grade militare. Numai președintele țării și miniștrii de forță au dreptul să facă asta. Rușine. Încă un moment la care vreau să mă opresc, cu părere de rău, niște veterani uneori ies la televiziune, ori la radio și vorbesc din numele tuturor veteranilor. Dacă ai ieșit tu, treaba ta, ai dreptul să ieși, să vorbești, dar vorbești adevărul și vorbești din partea ta. 10 zile în urmă, doi veterani au ieșit la televiziune și au început să vorbească. 28 de ani nu s-a făcut nimic. Asta nu e adevărul. Ceva s-a făcut, ceva nu. Spune așa, cum este. Dacă 28 de ani nu s-a făcut nimic, cum guvernul de azi în 2-3 luni poate să acopere toate găurile astea? Eu nu apăr pe domnul prim-ministru, dar hai să fim cinstiți. El unicul din prim-ministri a ieșit în fața veteranilor, protestatarilor și a vorbit cu dânșii. Eu a ascultat, eu a auzit. Și a spus real și poate să facă. Peste o săptămână cu 500 de oameni s-au întâlnit în casa ofițerilor. Și încă erau doi miniștri prezenți. Ia că asta e adevărul. Dar dacă să mergem la concret, protestatarii au cerut să facem departamentul pentru problemele veteranilor de război. Da, asta nu e ideea nouă. Noi încă 5-6 ani în urmă ne-am adresat. Și toate guvernele au dat negativ răspuns. Ia că la mine am luat. Special să vă arăt dacă cineva vrea să vadă. Dar guvernul Chicu, ia că ai scris, pe data de 11 februarie, e scris, președintele Consiliului Național, dați propuneri, examinați. Ia că adevărul. Despre polițele, domnul prim-ministru a spus, poliță gratuită pentru veterani. Bravo, dar asta tot trebuie bani, vreau ca să-i găsească și o să hotărască problema asta. Ieșirea la pensie 55-57, tot îi puse. Doamna ministru, domnul Veanu cunoaște și problema în principiu e hotărâtă, am caută mecanismul. Și așa toate problemele se poate de hotărât în mod pașnic și civilizat. Stimați veterani, noi dacă toți, încă o întrebare care eu nu pot să o las, asta e procesul, mersul procesului schimbării legitimaților de tip nou. Să ne aducem aminte, cu toate întâlnirile care au fost mulți ani înapoi, o întrebare era următoarea. Sunt veterani care nu au luptat și noi să facem și cum să facem că ei să n-aibă legitimația de război. Așa a fost? Așa. Și am găsit mehanismul. A fost hotărârea guvernului, a fost create trei comisii ministeriale, una interdepartamentală, 3 ani terminul, să lucrează. 3 site, așa merg. Sunt mulțumit, nemulțumit, dar dacă omul nu prezintă niciun document confirmativ, cum se dă el o legitimație asta? Și totuși nu se amână. Toate momentele astea noi le cunoaștem și o să fie hotărâte. Cine a luptat, așa l-a să primească legitimația de veteran de război de tip nou. Noi, stimați veterani, fraților, dacă ne socotim un pilon a statului, ne socotim o forță serioasă, apoi noi trebuie să ne gândim nu numai la aceea că dați-ne nouă bani, dați-ne medalii, ordine, dați-ne privilegii. Dar poate să ne gândim o lecuțică în alt fel. Unii problema principală, dar cred că problema principală, una din probleme principale, în Parlament, uitați-vă și show acolo ne prezintă nouă, cu ce se ocupă, cum lucrează, cum dintr-un partid fugă în altul, turism este partenic. Câte calomnii, câte minciuni acolo noi auzim. Dar noi cred că înțelegem că Parlamentul trebuie să ocupe de legi cu respectarea, cu elaborarea. Domnule prim-ministru, o problemă foarte importantă, sigur că
Președintele a spus, dar noi vă rugăm, toți veteranii de război, vă rugăm, că asta noi am discutat-o de multe ori, problema asta. Știu că se ocupă la nivel de stat, dar mai serios, mai profesionist și mai cu rezultate. Asta e problema presurilor. Uitați-vă, tot ce nu luăm, toate domeniile, prețurile sunt majorate 2-3 ori. Gaze naturale, benzină, motorină, florile, restaurantele, piesele auto, energie electrică, apartamentele. De atât noi vă rugăm, cumva e problema asta să fie pe prim plan. Și ultimul moment. Noi foarte, foarte, domn prim-ministru, vă rugăm că problema securității produselor alimentare să fie pusă în frunte. Uitați-vă ce adauzuri, ce chimie în toate produsele și băuturile care noi le folosim. Mâncăm, ne îmbolnăvim, cumpărăm medicamente, ne licuim, cheltuim bani, gata, cercul s-a închis. Când a fost așa, că Moldova să aibă așa alimente cu adauzuri de astea rele și care pentru oameni nu sunt folositoare? De atâta noi foarte, foarte vă rugăm. Și eu cred că noi toți trebuie să ținem minte că niciun stat nu e interesat că statul vecin să fie mai puternic și să fie mai dezvoltat. Și de atâta soarta noastră în mâinile noastre. Pentru noi, oamenii care poartă epoletele și pentru veterani de război, momentul este care e dreptatea și echitatea, cum spunem, spravedlivosti, cel mai important. Dacă în stat a să fie tot făcut echitabil și pe dreptate, noi o să ne dezvoltăm. Veșnică pomenirii celor căzuți, străiască veteranii de război Republicii Moldova, străiască Republica Moldova. Mulțumesc! Experiența de viață, cunoștințele veteranilor sunt valorificate astăzi în consolidarea societății, în educarea tinerii generații în spiritul valorilor netrecătoare, dragostea de țară, bărbăție, sacrificiu, onoare, demnitate, devotament. Noile generații cinstesc cu sfințenie memoria bravilor feciori ai țării. Îi invităm acum la microfon pe Veronica Patrache și Alin Donțu, elevi la Liceul Teoretic cu profil de arte Nicolae Sulac. Stimat prim-ministru, stimați miniștri, stimați veterani ai războiului pentru independența și integritatea Republicii Moldova, onorată asistență din numele tinerii generații, vă salutăm! A fost război. Ecoul lui mai este viu și acum. Deși marele poet Grigore Vieru făcea referință la consecințele și durerea produsă de războiul doi mondial, această afirmație este valabilă pentru oricare luptă armată. Nu în zadar se afirmă că viciile tuturor epocilor și a tuturor locurilor nu se vor egala niciodată cu nenorocirea produsă de un singur război. Este viu și ecoul războiului de pe Nistru. Este vie memoria acelor bătălii de la Corjova, Coșnița, Dubăsari, Tighina, Cocieri și Varnița. Este vie memoria celor aproximativ 300 de combatanți care și-au pierdut viața luptând pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Un conflict armat care a durat câteva luni, martie-iulie 1992, a avut însă consecințe multiple în plan politic, social, economic și cultural. Dar și mai grave sunt pierderile omenești. Deși anii ne îndepărtează de acele tragice evenimente, nici de cum nu diminuează respectul și onoarea față de martirii neamului, față de eroii. Doamnelor și domnilor, am urmărit imagini de la Complexul Memorial Eternitate, acolo unde are loc o manifestație de comemorare a celor care și-au apărat patria cu prețul propriei vieți.
Printre cei care au fost prezenți și au ținut discursuri au fost prim-ministrul Ion Chicu și ministrul de interne Pavel Voicu. Menționăm că protestul veteranilor de război din Piața Marii Adunări Naționale continuă deja de 2 ore. În același timp s-a dat citire unei declarații cu o serie de cerințe, în special ce vizează retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, iar în momentul în care voiau să depună petiția în adresa guvernului, oamenii legii au încercat să-i oprească pe protestatar, pe unul dintre aceștia l-a enervat acest lucru, avea un buzdugan în mână și a încercat să spargă ușa de sticlă a guvernului. Între timp, premierul Ion Chicu și ministrul de interne au ținut discursuri la Maica Îndurerată, Complexul Memoriar Eternitate, deși prim-ministrul a fost dimineață cu președintele Igor Dodon și cu președinta Zinaida Crăcean. El s-a întors de acolo pentru a ține discursuri la Complexul Memorial. Menționăm că după protest sutele de veterani au mers în fața guvernului, iar în fruntea coloanei se afla un bărbat înarmat cu un buzdugan. Deși la intrarea la guvern erau câțiva angajați ai poliției, acesta a reușit să spargă ușa de sticlă strigând la luptă: băieți, demisia, hoții, Dodon la pușcărie și alte fraze. Vedem chiar în aceste clipe, imagini, oamenii legii care încearcă să îi liniștească pe veteranii care incită la violență. Vă lăsăm să urmăriți imaginele live din acest moment. Menționăm că protestul veteranilor de război din Piața Marii Adunări Naționale continuă deja de 2 ore. S-a dat citire unei declarații cu o serie de cerințe, în special ce vizează retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. În momentul în care se depune petiția în adresa guvernului, oamenii legii au încercat să-i oprească pe protestatari. Pe unul dintre ei i-a enervat acest lucru, avea un buzdugan în mână cu care a spart ușa de sticlă a casei guvernului. Între timp, premierul Ion Chicu și ministrul de interne Pavel Voicu au susținut discursuri la Maica Îndurerată, Complexul Memorial Eternitate, deși prim-ministrul a fost dimineață cu președintele Igor Dodon și cu președintele Parlamentului Zinaida Crăcean. El s-a întors la Complexul Memorial pentru a ține un discurs. Potrivit prim-ministrului Ion Chicu, câteva dintre revendicările veteranilor vor fi soluționate în scurt timp. Vedem chiar în aceste momente protestul care are loc în centrul capitalei.
câțiva veterani sunt nemulțumiți și iar oamenii legii încearcă să-i oprească pentru ca violența să nu degradeze într-un protest mai mare. Vedem în aceste momente ce se întâmplă în piața Marii Adunări Naționale. Așadar, am văzut ce se întâmplă în piața Marii Adunări Naționale. De menționat este că printre participanții la mitingul de comemorare ce se desfășoară la Complexul Memorial Maica Îndurerată este și Victor Catană, general de poliție, omul care cunoaște din propria experiență gustul amar al acelor evenimente. Colega mea, Marina Dolgher, se află alături de el. Marina, te ascultăm. Bună ziua! Te ascultă, Marina. Bun găsit! La Monumentul Maica Îndurerată continuă evenimentul de comemorare a eroilor căzuți la datorie pe câmpul de luptă în 1992. În aceste clipe au loc depuneri de flori. Anterior, oficialii și veteranii și-au amintit cu durere acea perioadă și au ținut discursuri în care au vorbit despre importanța păstrării memoriei celor căzuți la datorie pe câmpul de luptă. Alături de mine este Victor Catană, general de poliție. Domnul Catană, bună ziua! Să ne vorbiți, vă rog, cum vă amintiți acea perioadă și ce rol ați avut dumneavoastră în acel conflict? În acel timp eram prim viceministru de interne, eram responsabil de asigurarea rânduirii constituționale din raioanele de est a Republicii Moldova, atunci când coardele separatiste au început ca să distrugă comisariatele de poliție din Ocnița, din Dubăsar, din Slobozeia, din Tiraspol, din alte localități, am fost peste tot locul ca să nu admit ciocniri a polițiștilor cu acești bandiți. La 2 martie, asupra comisariatului de poliție din Dubăsar, o ceată de cazaci înarmați împreună cu niște femei au atacat comisariatul de poliție și au luat ostatici 27 de polițiști care au fost întemnițați mai apoi în Tiraspol. S-a început o ofensivă asupra populației din stânga Nistrului, pentru a cuceri toate instituțiile constituționale care mai erau la acel timp. Noi am fost nevoiți să ne implicăm, să nu admitem ocuparea teritoriilor unde trăiau concetățenii noștri și am luptat cu armele mâini. Dar trebuie să cunoaștem adevărul că secioniștii, separatiștii din Transnistria nu au apărut din senin. Armata a 14, comandamentul armatei a 14 și a Federației Ruse, condusă de comandantul Ghenadi Iacovlev, au fost aceia care au instigat formațiunile paramilitare, le-au înarmat, au participat nemijlocit în război împotriva organelor constituționale care apărau pământul de acești cotropitori. Pe parcursul anilor, acest conflict armat a fost aplanat prin Convenție Moldorusă din 21 iulie 1992, dar rolul armatei a 14 continuă să fie unul destabilizator pe teritoriul Republicii Moldova. Până în prezent, grupul operativ al Forțelor Armate a Federației Ruse participă la diferite misiuni împreună cu separatiștii, diferite aplicații militare, care este un factor destabilizator. Armata a 14, armata rusă, forțele armate sunt cel mai destabilizator factor pe teritoriul Republicii Moldova. Și numai atunci, după ce vor elibera această țară, noi am putea organiza economia națională, am putea asigura libertățile cetățenilor. Atât timp cât va staționa
această armată care a ucis concetățenii noștri, vă zic că nu avem soarte de izbânde. De aceea și cerem retragerea necondiționată de pe teritoriul Republicii Moldova, atât a forțelor armate cât și armamentului din Colbasna. Cerem ca veteranii de război să fie cinstiți și cei ce se dă careva protecție juridică și socială pentru dânsă, aceasta este un minim necesar și nu trebuie cu aceasta să instigne ca cealaltă populație să se consideră că lor le se dă ceva deosebit. Noi după război avem înregistrate de mai multe ori mai mulți combatanți morți decât în timpul războiilor respectiv, în urma rănilor, în urma, vă zic, dezastrului social în care s-au pomenit dânșii. Ce emoții vă trezește astăzi această zi? Îmi pare rău că atâția camarazi de-ai noștri au murit, dar astăzi nu putem spune că suntem liberi. Pe teritoriul Republicii Moldova avem o armată străină, sunt rezoluțiile de la Lisabona, de la Istanbul, care cer retragere necondiționată pe teritoriul Republicii Moldova, Republicii Moldova. Este rezoluția Asambleei Organizației Națiunilor Unite, care de asemenea cere retragere de general de poliție. A forțelor armate străine. Dar, de ministru au participat peste 30.000 de oameni. Potrivit datelor oficiale, 300 de persoane și-au pierdut atunci viața, iar 3.500 au rămas invalizi. Astăzi, ziua de 2 martie, este declarată de autorități. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că am discutat. Marina, îți mulțumim frumos pentru informații. Doamnelor și domnilor, între timp, la Memorialul Eternitate continuă depunerile de flori în cinstea celor 300 de eroi care au luptat pe câmpul de luptă cu prețul propriei vieți. Noi continuăm să urmărim mitingul de comemorare care a început astăzi la ora 9 dimineața. Ștefan Crăciun, Valeriu Cramea, Genadie Cristiuc, Oleg Cucuietu, Sergiu Culațchi, Valeriu Curăgău, Maria Dănuță, Andrei Darie, Vasile Diaconaș, Ion Digori, Victorian Dârda, Petru Doga, Gheorghe Dolenean, Alexandru Donică, Grigorie Donică, Sergiu Doroșenco, Anatolie Dorul, Boris Dovgan, Valeriu Dumbrave, Vladimir Ienache, Mihail Ieni, Gheorghe Fedorcea, Ion Fetelea, Sergiu Fodor, Ion Frunze, Ion Fulga, Gheorghe Găină, Valeriu Gamaji, Vasile Gangal, Sergiu Gargalec, Ion Gavrilan, Alexei Gazea, Petru Gazea, Vladimir Gângota, Mihail Gârjev, Vasile Gladarenco, Petru Gladuneac, Mihail Glinjanu, Vasile Gociu, Ștefan Godeac, Grigorie Godorojă, Ion Godorojă, Vasile Gojan, Gheorghe Grama, Ion Grecul, Grigorie Grușevski, Mihail Gurtuială, Alexandru Harcenko, Vyacheslav Huzun, Genadie Iablochkin, Vasile Ionku, Sergiu Isaicul, Ion Iurașco, Andrei Izbaș, Simeon Juravski, Victor Lavrențov, Iurie Leon, Igor Leon, Iurie Lewandowski. Domnilor și domnilor, tocmai auzim numele celor 300 de eroi care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă în Transnistria.
are loc o manifestare de comemorare a celor care au luptat cu prețul propriei vieți la Complexul Memorial Eternitate. Reamintim că în războiul din 1992 au participat aproximativ 30.000 de persoane, militari, polițiști, dar și voluntari. Datele oficiale arată că aproximativ 300 dintre aceștia și-au pierdut viața, alți 3.500 au rămas invalizi, iar 10 de persoane sunt date dispărute. Războiul oficial s-a încheiat în data de 21 iulie 1992, dar nici până în prezent nu s-a ajuns la un compromis între Chișinău și Tiraspol, iar Rusia refuză în continuare să-și retragă armata 14-a din regiune. Amintim că protestul continuă deja mai bine de 2 ore în piața Marii Adunări Naționale, acolo unde s-au adunat veterani din toate colțurile Republicii Moldova. S-a dat citire unei declarații cu o serie de cerințe, în special ce vizează retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Vă invităm să urmăriți imagini din piața Marii Adunări Naționale. Am văzut imagini din piața Marii Adunări Naționale. Reamintim că în momentul în care voia să depună petiția în adresa guvernului, oamenii legii au încercat să-i oprească pe protestatari, însă pe unul dintre aceștia i-a enervat acest lucru, având un buzdugan în mână, a spart ușa de sticlă a casei guvernului. Protestul continuă mai bine de 2 ore deja. Colega mea, Daniela Osipov, se află acum în piața Marii Adunări Naționale și ne spune mai multe detalii. Daniela, bună ziua! Ce se întâmplă în aceste momente în piață? Te ascultăm cu atenție! Bun găsit! În aceste clipe protestatarii scandează în fața guvernului și își cer revindecarea drepturilor. Anterior, protestatarii au forțat ușa executivului pentru a intra în instituție. Acum aceștia scandează: noi nu cedăm și cer demisia autorităților. Aceștia solicită autorităților ca să le revindice drepturile și anume să le se mărească indemnizația lunară, să se le ofere tratament de reabilitare gratuit măcar o dată în an, în același timp să le ofere credite nerambursabile pentru construcția locuințelor și să compenseze medicamentele pentru ei, pentru dânșii și membrii familiilor lor. În aceste clipe auzim cum protestatarii scandează și cer ca în fața acestora să apară cineva din autoritate. Atât de aici, la revedere! Doamnelor și domnilor, vedem în aceste clipe imagini din piața Marii Adunări Naționale. Este vorba despre protestul Consiliului Național al Veteranilor de Război. Acesta continuă mai bine de 2 ore. S-a dat citire unei declarații cu o serie de cerințe, în special ce vizează retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. În momentul în care voiau să depună petiția în adresa guvernului, oamenii legii au încercat să-i oprească pe protestatari. Unul dintre ei avea un buzdugan în mână și a spart ușa de sticlă a guvernului. Oamenii legii au încercat să facă un cordon la intrare în casa guvernului. Între timp, premierul Ion Chicu și ministrul de interne, Pavel Voicu, au susținut discursuri la Maica Îndurerată, Complexul Memorial Eternitate. Șeful statului a declarat, Igor Dodon, că veteranii au dreptate, iar autoritățile ar trebui să le acorde o atenție sporită. Acesta a menționat că guvernul a avut întrevederi cu unii dintre ei și au fost găsite unele soluții pentru unele revendicări ale veteranilor. Cităm, 4-5 solicitări au fost rezolvate, protestul este un lucru democratic, atât timp cât nu se încalcă legislația, oricine are dreptul la protest și să-și expună liber poziția, a conchis acesta.
Un pic mai târziu, întrebat fiind, premierul Chicu a evitat să spună cine se face vinovat de începerea războiului de pe Nistru din 1992. Așadar, vedem în aceste imagini, în aceste clipe, imagini cu mitingul care are loc în piața Marii Adunări Naționale. Domnilor și domnilor, tocmai am urmărit imagini cu mitingul care are loc astăzi, 2 martie, de Ziua Memoriei, un miting organizat de Consiliul Veteranilor. Veteranii s-au adunat din toate colțurile țării pentru a-și cere revendicări. Așadar, vă reamintim, astăzi se împlinesc 28 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Sute de familii își plâng soții, fii, frații sau rudele care au participat în războiul de pe Nistru. În capitală au loc mai multe manifestări în acest sens, iar începând cu ora 9 a început un meeting de amploare în centrul capitalei. Noi vom reveni, vom urmări detaliile și vom reveni cu mai multe informații la acest subiect în edițiile ce urmează. Deocamdată ediția specială se încheie aici. Să aveți o zi frumoasă. La revedere!